Hello, și bine v-am găsit la un nou episod de acest mini canal. Astăzi vom juca Dead by Daylight, desigur, pentru că jocul ăsta are o foarte mare valoare sentimentală pe canalul meu și nu pot să nu mă joc Dead by Daylight, măcar o dată două zile, pentru că da, v-ați obișnuit și voi cu jocul și făceați foarte multă panoramă când nu mai jucăm. Deci fiți mulțumiți că fac Dead by Daylight, ok? Bun. Eu vreau să vă rog o chestie înainte de a începe acest episod. Să lăsați un like mai jos și de asemenea să nu uitați să vă abonați cu clopoțel, pentru că trebuie să menționez chestia asta din nefericire că nu mulți dintre voi o faceți. Și de asemenea să verificați linkurile de pe Instagram, de pe doamne din descriere, am acolo linkul către Instagram și de asemenea linkul către Instagramul lui domnului Pink, pentru că am vrut să fac un bine și am zis că hai să-l pun și lui, deci vă rog frumos toți fanii mei să-i dați un follow că merită omul ăla foarte mult. O, da, altă mapă, da, șpa, și văd că avem o persoană care joacă Dead by Daylight pe Twitch. Este Twitcher, este streamer, nu știu exact cine este, nu vreau să fac reclamă, dar sper că joacă bine, mă bazez pe el. Avem o hag, ca să vezi. Bun, păi știu că s-a dus în partea aia, deci pe aici o să fie safe. Ca-ching, 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 ca-ching. Nu știu dacă am folosit bine termenul. A, doamne. Sper să nu-mi iau miliarde de ani să termină meciul ăsta, pentru că deja primul a durat foarte, 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 foarte mult. Deci sper ca Twitcher-ul nostru, care nu știu exact cine este, să se joace bine. Apropo, bună, Meg. Și mie îmi pare bine să te văd. Ai venit foarte ciudat pe lângă mine, dar nu e nimic. Te iert că m-ai atins, așa, dubios. Oh, Hex! Ok, asta o să fie fun. Uite, învățați de la mine meserie. Cu toolbox-ul și cu hex-ul. Efectiv, poți să faci chestia asta, nu știu, din reflex. Cred că poți să setezi pe mouse, dar mie îmi prea lene să mă uit în setări la mouse-ul meu. Și efectiv faci așa. Și aia e. Deci, efectiv, așa învingi hex-ul. Și ceva îmi spune că hex deja și-a găsit totemul. Și ciudat cum nu trece pe aici până acum. Deși mai bine nu mă mai bucur. Sper totuși să îl scoată cineva cât mai rapid posibil. Uite, el a auzit, a auzit check. Skill check? La zic checkpoint. Dar nu s-a întâmplat nimic pentru că eu sunt șmecheră și eu fac asta. Yes. 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 Uite câte exerciții fac cu Claudia. Oh, da. Yes! Yes! Gata, am făcut un generator boss. Easy. Easy brânză. Bun, acum îmi asum faptul că persoanele astea au fost rănite și bla 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 de hack pentru că și-au băgat în suc unde nu le fierbe oala. Dar hei, poate o să reușim să spargem pe temul ăla și nu să ne îngreuneze prea mult situația în care suntem, care apropo e foarte grea oricum. Aș lua lanterna dacă e, dar nu am foarte multe adunuri. Da, dar e de aia simplă, dacă era sport eu luam. Oricum, e bine că am căutat eu un chest, dacă are cineva nevoie de iteme, adică ți-l ia. Cum, am găsit un chest aici. Nice. Băi, unde e Hag? Serios acum. Să-mi bag piciorușele, unde e Hag? Cum le nu e în zonă? Cât de mare e mapa asta mai exact? Că am văzut o Fang care și-a dat hit la acum. Și ceva îmi zice că o să aflu unde e cât mai curând posibil. Ce pui mei? Așa. Aha, l-a găsit cineva. Nice. Oh, ăla era un totem din toate. What the fuck? Asta. Dar nu ți-am rupt eu totemul, iartă-mă, nu fi rea cu mine. Bravo, bravo, ești o ra. Doamne,
Băi, deci am stat lângă generatorul ăla și s-a activat capcana și a sărit ea deodată. Tu-ți dai seama ce reflex a avut. Vai de mine. Ok, ar fi bine să vii pe crouch până încoace, că și-a pus o capcană. Băi, dar eu cum de nu-i aud capcanele, ești nebun? Dar cum de e peste tot? Bă, deci eu nu înțeleg cum de e peste tot. Ok, o să fiu lăsată pe jos la un moment dat. O să cad, că m-a lovit. Chestia asta se oprește când îmi dau heal. Tu vorbești serios. Vezi timerul ăla? S-a oprit. S-a oprit fucking timerul de la heal. Ești nebun? What? Ok, asta e super epic. Mulțumesc Dead by Daylight că ai făcut buguri. Mulțumesc developerilor și tuturor oamenilor care au muncit la jocul ăsta și au făcut și au lăsat buguri de genul ăsta. Deci vă iubesc enorm de mult. Doamne. Oh, și interesant că și-a folosit barul time-ul. Și eu nu. Ok. Da, e posibil să am eu lag sau ceva? Adică... Trebuie să am eu lag, nu se poate altceva, nu. Ține-te bine! Ține-te bine! De ce ai făcut asta? Ce? Ce? Cine n-ai baia aia? Cine? Din cauza cui am murit eu? Acum era să mor, acum mai bine zis? Băi, what? Am rămas proastă. Deci am rămas proastă, sincer. Cum ai ba... Cum s-a întâmplat asta? Vă rog, explicați-mi și mie. Auzi, ce? Nu mai mi-explicați. Mă duc direct la generatorul ăsta. Deci uite cum vine și da nicio treabă, dă prin toate capcanele, strică tot. Doamne ce player. Doamne ce player. Nu-i pasă de nimic. Noi încercăm să umblăm așa, știi, frumos, tiptil, tiptil, nu avem niciun stres. Nope, ea a venit, a dat în capcană, pe mine m-a pus la pământ, heck, pentru că are adunuri și chestii. Și l-a omorât și pe streamerul ăla, care nu știu exact cine era. Frumos, foarte frumos. Oh, săracu. Stai că mare de ciudat acum. Sau nu? Ok, autosave. L-a stricat pe ăsta și sunt 100% sigură că și-a pus ceva aici. Ok, o să stau aici neobservată. Și o să fiu foarte atentă la skill check-uri. Pentru că nu s-ar gândi că sunt aici. A, doamne, de ce o răs pe tipa asta? Mama.
Deci rapid, da. Deci n-ai niciun stres. Și nici nu am auzit inima foarte aproape, gen melodia, știi că vine killerul. Chiar nu era deloc aproape. Este foarte dubios. Uneori chiar cred că am lag și că poate internetul meu sughiț în foarte multe situații și nu aud pur și simplu melodia killerului ceva, știi? Nu pot să-mi dau seama de ce trebuie să fac. Bine, acum nu știu dacă mi se întâmplă mie în mod special sau dacă chiar sunt probleme cu asta, că și totul e posibil în jocul ăsta. Numai că acum mor de ciudă că generatorul ăla era aproape făcut de mine și puteam să ies din match, dar hei, eu o să mă lungesc foarte mult aici acum. Ok. Bun, o să merg tiptil. Poate nu-mi dau peste fantasma de ei. E bine măcar că a reușit să îi dea jos Hexo. Și o să mă întorc la generatorul meu foarte frumos. Tiptil. Foarte tiptil. Desigur că vine aici. Nebuno, știi, ai tu că mă îndrept în partea aia. Of, Doamne. Poate nu mai vine înapoi. Poate. Deși nu mai sper nimic. Oh, a găsit pe cineva, nice. Pac. Hai că poate reușesc să repar generatorul ăsta cu toolbox-ul ăsta. Și mă duc și la poartă. Ok. L-a rănit și pe celălalt. Asta nu e bine. Ok. Eu să stau aici, nu o să mă vadă. Sper să nu mă vadă. Nu o să mă vadă ea. Op. Perfect. Bun, ia să merem noi la altă poartă pentru că Heg nu ne lasă poarta aia. Sper totuși să găsesc una cât mai rapid posibil să ies. Vreau să ies. Deci nu știu de voi. Poate că o să placă foarte mult meciul ăsta, dar sunt foarte stresată și vreau să ies. Ia pus-o pe jos. La poarta aia care e deschisă. Eu să stau aici. În secunda asta ieși, nu știu cum faci, dar ieși, după mine. Sper că ieși! Nu știu, nu mai pasă. Deci dacă moare... Nu știu, cred că o să râd mult și bine. Sigur o să râd mult și bine, că din cauza ei, Twitcher-ul ăla a murit. Hai, ești nebun, încă mă rezistă. Hai, un 360. Hedge, da, hedge, du-te, du-te. Așa, bravo, 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 bravo. Hedge, hey. Vezi că știi, vezi că știi.
mamă, câte puncte. Păi, dragii mei, bănesc că aici să încheie episodul de azi. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest episod de Dead by Daylight. Vă rog să nu uitați să apăsați pe butonul de jos, să nu uitați să vă abonați cu clopoțel și de asemenea să verificați linkul în descriere, pentru că acolo aveți pagina mea de Instagram dacă vreți să-mi dați și mie un follow. V-am pe toți și pa, pa!